Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru duminică 25 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de duminică, în care avem parte de două quadrature ale planetei Saturn, mai întâi cu Venus, pe urmă cu Mercur, ce energie ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pe partea de bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, hai să le uităm la aceste cărți pe rând. În primul rând, vedem că toate cărțile care au ieșit pentru această zi sunt din suita de săbi, din suita de voci. Și nu sunt neapărat cele mai plăcute sau mai ușoare energii de îndurat. Dar dacă ne uităm pe aspectele astrologice, pe tranzitele acestei zile, ne dăm seama că toate aceste energii dure, grele, dificile, se datorează celor două quadraturi pe care Saturn, marele profesor, cea mai dură și cea mai exigentă planetă din astrologie, le face cu Venus, cu micul benefic, planeta care ne guvernează emoțiile, sentimentele și toate acele lucruri care ne dau plăcere, dar și cu Mercur, cu planeta comunicării, a gândurilor noastre, a vorbelor noastre, dar și a călătorilor pe scurtă distanță. Vedem că toate aceste aspecte ale vieții noastre o să fie oarecum puse la colț de Saturn, de profesorul zodiacului. Astăzi atât Venus cât și Mercur trebuie să dea examen și în funcție de cât de bine sau de prost pregătiți intră în această examinare, atât de bine sau de rău o să ne meargă și nouă astăzi. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi pe partea de dragoste. Avem aici treiul de săbi, treiul de voci. Cartea care în tarotul tradițional ne vorbește despre durere, despre trădare, despre lacrimi, pentru că am ajuns la momentul la care conștientizăm, la care înțelegem din punct de vedere rațional tot ce s-a întâmplat greșit în relațiile noastre în trecut. Îmi pare rău să vă spun că pe partea de dragoste nu am o veste mai bună pentru voi astăzi. Toate relațiile o să fie testate, o să fie tensionate, o să fie examinate de către acest Saturn care face quadratură cu Venus și cu Mercur. Aveți grijă astăzi ce spuneți, cum spuneți, pentru că s-ar putea să puneți mai multe paie pe foc și să creați o situație mai dificilă decât ar fi necesar. Pentru cei care sunteți singuri, astăzi o să simțiți această singurătate, această solitudine mai puternică decât în altă zi și oarecum vă simțiți melancolici, triști, deoarece sunteți singuri, deoarece nu aveți pe cineva alături de voi, deoarece nu aveți pe cineva care să vă ajute să duceți greutățile vieții de zi cu zi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi vă simțiți singuri în relația în care sunteți. Pentru o mică parte dintre voi, s-ar putea să experimentați o ruptură, să se finalizeze relația voastră și aceasta să fie cauza suferințelor voastre, dar pentru majoritatea dintre voi, cauza suferințelor voastre este de fapt această quadratură pe care Saturn o face cu Venus și cu Mercur. Suferiți din cauza unor cuvinte pe care partenerul sau partenera vi le-a spus sau, dimpotrivă, nu vi le-a spus. Suferiți din cauza unor lucruri pe care voi le-ați spus partenerului sau partenerei voastre și care au dus la o ruptură sau la o răcire a emoțiilor, a sentimentelor, a legăturii dintre voi și partenerul sau partenera voastră. Partea pozitivă e că toată această energie este una temporară. Quadratura lui Saturn cu Venus și Mercur o să o simțiți încă maxim una-două zile, pe urmă ne așteaptă faza de lună plină în Scorpion, etapă în care energiile o să culmineze și tot focusul se mută de pe zona saturniană, pe zona plutoniană, pe o transformare. Prin urmare, mai răbdați câteva zile, după faza de lună plină o să puteți să transformați toate aceste emoții și sentimente negative în ceva mai pozitiv pentru voi și pentru relația voastră. Pe partea de sănătate avem aici muza vocilor, regele de săbi în tarotul tradițional.
o carte care ne îndeamnă să ne facem o strategie pe termen lung asupra țelurilor noastre de sănătate și asupra faptelor pe care trebuie să le facem ca să ne atingem aceste țeluri. Regele de Săbi este unul foarte calculat, foarte organizat, care știe exact ce trebuie să facă în următoarele 20 de mutări din acest joc al vieții. Regele de Săbi este cel mai inteligent prevăzător, care tot timpul știe exact care sunt riscurile și oportunitățile din orice situație. Regele de Săbi nu se aruncă niciodată cu capul înainte să calculeze absolut toate posibilitățile. Și acesta este și sfatul pentru voi pe partea de sănătate astăzi. Nu vă canalizați asupra soluțiilor rapide, temporare. Aici nu este momentul să puneți un bandaj, să puneți un plasture pe rana voastră. Este momentul să examinați rana pe de-a-ntregul și să vă faceți un plan pe termen lung, astfel încât să eliminați cauza suferințelor voastre și să obțineți o stare de sănătate mai bună, să fiți mai longevivi, mai sănătoși, să aveți mai multă energie și forță de viață. Iar dacă nu suferiți de probleme majore de sănătate, atunci ar fi momentul ideal să începeți să vă gândiți la metode prin care puteți să vă îmbunătățiți memoria, să vă protejați creierul, încercați să introduceți în alimentația voastră mai multe semințe, nuci, toate aceste alimente care conțin uleiuri naturale, grăsimi naturale, care hrănesc creierul și care o să vă ajute să fiți lucizi, independenți și inteligenți și acum și peste 10 ani și peste 80 de ani. Aici Regele de Săbi, muza vocilor, vă îndeamnă să începeți să faceți rebus, să faceți sudoku, să vă dedicați puțin timp în fiecare zi acestor jocuri sau acestor activități recreative care vă ajută să vă păstrați creierul tânăr, vă ajută să vă păstrați agilitatea mentală. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici Regina de Voci, Regina de Săbi. Și am impresia că pentru o parte dintre voi, chiar dacă nu vreți să acceptați acest lucru, a venit momentul să luați niște decizii foarte dure, foarte obiective, foarte raționale și foarte reci. Dacă vreți să treceți la nivelul următor în cariera voastră, dacă vreți să obțineți o mai multă stabilitate financiară, aici a venit momentul să fiți puțin egoiști și să vă puneți interesul vostru deasupra intereselor celorlalți. Atunci când vi se propune să intrați într-o afacere, să vindeți sau să cumpărați ceva, să intrați într-un parteneriat de afaceri sau vreți să începeți un proiect împreună cu cineva, e foarte, foarte important aici să puneți toate întrebările, să vă asigurați că înțelegeți pe de-a-ntregul în ce vă băgați și să vă asigurați că voi sunteți acoperiți pe toate părțile. Asigurați-vă că din punct de vedere legal, juridic, faceți toate lucrurile ca la carte și că toți banii pe care îi investiți sau toate resursele pe care le investiți în această afacere, în acest proiect, în acest parteneriat, sunt acoperite, sunt cumva protejate. Asigurați-vă că dacă dați niște bani, aveți un act semnat și că puteți oricând să vă recuperați acei bani dacă condițiile contractuale nu sunt îndeplinite. Asigurați-vă aici că o să negociați un contract în favoarea voastră. Dacă vă gândiți să vă găsiți un nou job, cereți acea mărire mare de salar pe care vă doriți. Fiți egoiști, puneți-vă pe voi pe primul loc. Nu vă spun asta des, pentru că de obicei cărțile ne îndeamnă tot timpul să fim mai altruiști și să ne gândim la binele celorlalți, dar astăzi aici Regina de Voci, Regina de Săbi vă îndeamnă foarte mult să vă protejați, să aveți grijă de voi înșivă, să fiți foarte reci și foarte analitici, să nu vă lăsați mânați de sentimente și de emoții, nu vă lăsați manipulați emoțional sau sentimental, astfel încât să dați mai mulți bani decât ar trebui sau să acceptați niște termeni contractuali pe care nu ar trebui să-i acceptați. Astăzi trebuie să fiți analitici, raționali. Astăzi trebuie să vă puneți pe voi pe primul loc. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, ca să finalizăm această etalare pe un ton pozitiv.
Îmi pare rău că n-am avut să vă dau niște vești mai bune, dar asta este, mai sunt și zile însorite, mai sunt și zile ploioase, mai sunt și energii pozitive care ne susțin, mai sunt și energii negative sau dificile mai degrabă care ne testează și atunci când reușim să trecem aceste teste pe care Universul ne le pune în față, atunci apar și acele momente de evoluție, de salturi în existența noastră. Prin urmare, profitați de această energie tensionată, astfel încât să demonstrați Universului, să demonstrați Divinității că voi ați învățat lecțiile saturniene, că sunteți mai responsabili, că sunteți mai calculați, că știți să vă țineți gura atunci când interesul vostru este să tăceți și să ascultați, că știți să fiți diplomați, că știți să vă planificați viața pe termen lung și nu doar că vă faceți planuri, dar le și duceți la bun sfârșit. Pentru că atunci când demonstrați mai multă responsabilitate și mai multă maturitate, Saturn vă răsplătește. Saturn este într-adevăr un profesor foarte exigent, dar atunci când vede că și voi vă străduiți, îi place acest lucru și este de partea voastră, vă oferă răsplata pe care o meritați. Bun, și acum hai să vedem cartea de la aceste cărți oracol pentru această zi. Mesajul suplimentar este următorul. Merit doar binele în viața mea. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează toată această energie analitică, rece și calculată a săbilor, a vocilor care au ieșit în această etalare și vă aduce aminte că totul începe din interior, din felul în care simțiți, din emoțiile voastre, pentru că acestea sunt cele care, chiar dacă nu vă dați seama, vă ghidează gândurile, vă ghidează vorbele și vă ghidează acțiunile. Vă doresc să aveți o duminică plăcută, cât de plăcută se poate în condițiile actuale. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!